Directorul interimar al Infocom, Sergiu Ceban, despre care presa a scris că a fost numit în funcție fără un anunț public, și-a dat demisia. Detalii ne oferă Daniela Pascar. Bună seara, Daniela! Bun găsit! Sergiu Ceban și-a dat demisia în această seară în cadrul unui briefing de presă. Acesta a invocat niște acuzații pe care le cataloguează ca fiind nefondate, precum și anumite presiuni politice. Pe 28 decembrie trecut, presa a scris că întreprinderea municipală Infocom, care se ocupă cu eliberarea avizelor de plată pentru serviciile locativ comunale, are un nou director interimar. La sfârșitul lunii noiembrie trecut, în această funcție a fost numit Sergiu Ceban, însă fără vreun anunț oficial în acest sens din partea primăriei municipiului Chișinău. Presa ulterior a scris că Sergiu Ceban deține direct sau prin intermediar câteva companii care se ocupă cu gestionarea și administrarea blocurilor și a unor asociații de coproprietari în condominiu sau a celor care se ocupă cu perfectarea informațiilor din bonurile de plată.